Bună și la un episod din Totally Accurate Battle Simulator. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu modul Sandbox, pentru că momentan în varianta pre-alpha am terminat cu modul New Game. Dar în Sandbox putem să facem o grămadă de teste și experimente. Nu uitați, dacă vă place și mai vreți episoade cu acest joculeț, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Și o să încerc tot felul de combinații. O să încercăm să băgăm, de exemplu, uite, o grămadă de peasants. Facem, uite, așa, 64 de peasants, 64 de sărani, cred că sunt, împotriva la, hai să vedem, împotriva la 65 de boxiori. O să fie nebunie curată ce e aici. O, Doamne ferește, cum merge jocul din cauza că am pus prea mulți. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Holy fuck! Să cred că e cea mai mare bătălie pe care am văzut-o până acum. Uitați-vă și voi ce e aici! Oh, Doamne! Sunt curios cine va câștiga. Bine, probabil boxiorii, dar uitați-vă, deja s-a făcut aici dita mai muntele de oameni. Uite ce se poate ăștia! Surprinzător, adică câștigă ceilalți, câștigă boxiorii, pentru că ăștia în roșu nu aveau arme. Dar faza e că aproape au câștigat și ceilalți, că s-au descurcat destul de bine. Hai să încercăm fermieri. Să zic că o să bag 38 de fermieri împotriva la... Împotriva la ce? Împotriva la... boxiori. Băgăm, să zic, 42 de... sau ai 39 de boxiori. Hai să vedem acum. Fermierii au de-astea și sunt un pic... What the fuck? Le-au căzut la unii. Ia tipul ăștia, nici n-au nimic în mână. Prieteni, v-au căzut alea din mână. Nu-i problemă, vin boxiorii. Vai de capul meu! Vai de capul meu, ce se întâmplă aici? S-a întâmplat ceva, Doamne! Doamne, s-a întâmplat ceva! Bă, au câștigat fermierii. Era de așteptat. Oricum, acum vom încerca să facem niște experimente cu... Hai să vedem, o grămadă de... de-astea mari. De exemplu, cannon crew-uri. Să facem așa, cannon crew-uri, o grămadă. Cannon crew-uri și aici. Și o să încercăm să avem în spate la cannon crew-uri archeri. Foarte, foarte mulți archeri. Așa, iar în mijloc vor fi peasants. Grămadă de peasants. Cred că ceva de genul ăsta o să fie. O să mai răresc din ei, pentru că după aia, dacă sunt prea mulți, o să meargă jocul greu. Bun, ia să vedem. Ia uitați-i. Aia cu cannon crew se duc pe mijloc. S-ar putea să fie o mică problemă între ei. Să tragă și să nimerească pe ai lor. Doamne ferește, uite-te la ăștia. Și ăștia când trag cu arcurile din spate, ca și cum vin niște mitraliere. Uite-l pe ăla cum a sărit. Oh, Doamne. Sunt curios cine va câștiga. Ăștia albaștri au mai mulți oameni momentan. Mai au când cannon crew. Ia uite-l pe ăsta săracu. Zici că sunt popice. A, tocmai a fost nimerit, încă mai trăiesc ăștia doi, dar o să vină o bilă direct pe ei, cred. Oh! Da, pe la dat jos. Își omoară oamenii lor cu tunul ăla. Fai de capul meu ce i-a dat-o. Ei, ăsta cred că îi va rupe pe toți. Că e puternic rău de tot, ia uite. Opa! Prietenii ai ratat? Cum a sărit peste capul lui? Nu vin să cred. No! Încă în viață, nu se lasă, nu se dă bătut. Nu te da bătut, prietene, încă mai ai o șansă, încă mai ai o șansă, hai. Nu! Hai că te-a ratat, te-a ratat, te-a ratat, dă-i, 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 dă-i. Bă, ăsta nu nimerește deloc. Uite-te și tu la el, aici-i ținta. Faza-i că nici aia de la ei nu nimeresc. Unde l-a nimerit, ești nebun? Undeva, da. Ok, hai să facem un experiment cu o grămadă de ăștia cu scuturi. Ce se întâmplă dacă pun doar de ăștia cu scuturi? Dar plin să fie. Să zic, o să fie 31, 38 și aici la fel o să fie 38. Hai să fie la egalitate. Ce se întâmplă dacă sunt doar cu scuturi? Se bat între ei cu scuturile. Ia uitați-i, Doamne. Ăștia par a fi mai grupați, ăștia albaștri. Ai zis că asta e cea mai mare bătălie din istorie sau ceva. De obicei, dacă ăștia au scuturi, ar trebui să aibă și arme. Ce se întâmplă?
se tot împing unii în alții, pentru că ăsta e atacul lor principal. Uite cum se împing. Mă surprinde faptul că mai și mor unii dintre ei așa. Dar cum vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul la această serie, văd că vă place foarte mult și aș vrea să continuăm, chiar dacă nu mai sunt nivele în modul normal, dar putem să ne distrăm cu jocul așa și să facem tot felul de experimente în sandbox. Cu siguranță zic eu că merge. Ia uite-i mă pe ăștia, turbaților! Și ăștia se bat săraci aici, sunt doi acolo și unul aici. Cine va câștiga între ăștia doi? Sunt o grămadă albaștri pe ăsta săracu, singur e aici, singur împotriva la mulți, l-au făcut sandwich. Nu, te-a făcut sandwich, prietene, ce ai făcut? Ia uite, ăștia încearcă să facă sandwich pe ăsta. Nu prea le iese treaba. Dar vine aia din urmă. Țineți-vă bine, oameni buni. Oh, Doamne, uite-te ce-i face. N-are nicio șansă. Și ăsta pur și simplu e înconjurat acum. No, l-a făcut praf. Și mai e unul singur de la echipa roșie. Acum nu mai pot să zic că e echipa mea sau nu știu ce, că practic ambele sunt echipele mele, doar că le testăm împreună. Aha. Ăla roșu a rămas singurel acum. Mamă, ce bucată i-a dat. Voi testa tot fel de chestii de-astea stranii pe care nu le-ai vedea în mod normal. De exemplu, hai să zic, balista? Sau nu? Chariot. Hai să încercăm o grămadă de chariot-uri. O să avem ceva de genul 8 chariot-uri și 8 chariot-uri aici. Iar în mijloc vreau să bag de-aștia. Ia să vedem. Spearman sau... Nu, Footman de-aștia vreau să bag. O să fie în jur de vreo 25. Asta se suntă ea cu săbii. Așa. Ia, fiți atenți. Zici că-i vârtești ceva. Zici că-i vreo furtună. Ia uite-i mă. La o bătălie de genul ăsta cine câștigă? Adică pur și simplu s-au făcut praf toți. A mai rămas unul de la aia roșii. S-a băgat cu capul în sabia lui. Ăsta albastru a câștigat din pur noroc la faza asta. Hai să încercăm fără chariot-uri de data asta și o să încercăm catapulte. Multe catapulte în spate. O să umplu de catapulte zona asta din spate. Uite așa, o să avem 32. Și aici tot așa 32 de units trebuie să fie în total. Așa și dau drumul. Ia să vedem ce se întâmplă dacă facem asta. Mamă, uite-te cum se duc toți. Presimt foarte multe explozii. Aia se bat cu săbile în mijloc. Păi, băiete, ce s-a întâmplat? Iarăși s-a băguit unul și s-a băguit pe toată harta. Se băguiesc pentru că li se îndoaie corpul cumva. Ia uitați-vă, Doamne, ce e acolo. Sunt foarte ciudate. Nu sunt animații, practic ei sunt lipiți de chestiile astea. Și în momentul în care dau să meargă. Ia uite-l pe ăsta, e turbat. Cred că s-au băguit. Hai să vă spun din ce cauză. Cred că e din cauza că aveam pe ăștia în față. Hai să încerc fără ăștia. O să încercăm să avem... Hai să vedem, 25 de astea. Și aici la fel o să avem 25. Play. Hai să dăm fără aia din mijloc, dacă se mai băguiește vreo unul. Puteam să-i pun un pic mai aproape de început, dar pot merge ei. Haideți băieți, trageți! E, acum care trage mai repede cu bile? Mă, ce l-a crăcănat pe ăla! Și e foarte ciudat cum li se îndoaie corpul, dacă vă uitați atenți la unii dintre ei. Ia uite pe ăsta. Nu prea mor ăștia, vedeți? Rămân lipiți de chestiile astea până când le se distruge cu totul mașinăria. Dar în rest nu prea mor. Hai să ne uităm la bătălie de sus. Ia uite ce se întâmplă acolo. Cât de sus pot eu să merg?
pot să merg foarte sus. Și asta e toată harta noastră. Mamă, cât de sus pot să merg. Nu mă așteptam. Hai să vedem ce mai putem să mai punem altceva. Trebuie să ne mai gândim la experimente. Puteți să-mi lăsați voi în comentarii dacă vreți ce experimente vreți. De exemplu, ziceți, vreau plin de arceri. Uite, de exemplu, vreau plin de arceri. 100 de arceri, dacă e. Poate sunt prea mulți 100, s-ar putea să meargă greu jocul. Hai să zic, băgăm 48 de arceri, iar ăștia de aici vin cu scuturi. Și tot felul de experimente de genul ăsta, să-mi lăsați în comentarii și le vom face. Cu siguranță le vom face. Ei, acum ăștia au doar săgeți, ăștia au doar scuturi. Cine va câștiga dintre aceștia? Eu zic ăștia cu scuturile, pentru că se vor proteja de săgeți cu ajutorul scuturilor. Nu știu, rămâne de văzut. Vedeți că ăștia cam nu prea nimeresc. S-ar putea ca poucherii să nimerească mai bine. Mamă, cum era să intre în ochi lui ăla. E, vedeți că au ajuns la ei și au reușit? Mă gândeam eu că o să reușească. Ia uite, îi fac praf. Dacă țin scuturile alea corect, n-au cum să-i omoare. Că nu cred că au cum să penetreze scutul. Vedeți că ei vin așa cu scuturile, frumos. No, n-au nicio șansă ăștia cu arcurile. O să încerc aceeași strategie, doar că de data asta vom pune poucheri. Să vedem dacă cu poucheri va merge mai bine. Poucherii sunt mai... uite, să pun chiar 89 de poucheri. Mamă, frate, ești nebun! Sunt mai micuți, dar trag mai rapid. Ia uite, mitraliera, ești nebun! Trag prea în sus! Mamă, i-au făcut arici pe ăștia. Doamne, ferește, ce asta? Uitați-vă ce se întâmplă. Și deși trag atât de repede, tot nu reușesc. Ba da, uite mă că au reușit în mare parte să-i dea jos pe mulți dintre ei. Merge mult mai bine cu poucherii. Iată pe ăsta că fugea. Prietene, că am rămas singur aici, te-au cam rupt poucherii. Ce straniu s-ar ăștia. Oricum ăștia nu țin cont. Ăștia îi omoară până și pe ai lor. Dacă ei nu țin cont de cine e acolo în zonă. Voi încerca. Hai să vedem, cu ăștia cu scutul am testat. Dacă punem noi o grămadă de poucheri, tot așa, împotriva la ce? Împotriva la niște cerioturi. Să vedem așa, una, două, trei. Trei cerioturi, hai să vedem. Cine câștigă dintre ăștia? Cred că ar fi mai amuzant dacă aș pune mai multe cerioturi. Oricum arcerii cred că vor câștiga. Bine, poucherii, da. Mă gândeam, pentru că sunt mult mai mulți. Și de asta o să punem mai multe cerioturi. O să pun, cred că... umplem de cerioturi, frate, aici. 12 cerioturi, hai! Să mergem! Să mergem! Doamne! Ia uite-l pe ăsta, frate, se transformă. No, deja nu mai au șanse. Deja iau că am făcut praf. Doar dacă intră unii în alții și se prostesc și doar asta este singura șansa poucherilor să câștige. Și cred că, pe bune, bă, au câștigat poucherii din cauza că ăștia au intrat unii în alții și au murit singuri, practic. Doar intrând, așa au murit din greșeala lor. Ce să băgăm noi? Bă, având în vedere că avem foarte mulți de ăștia, hai să-i facem un pic mai în față. Deci poucherii o să fie undeva pe aici. Să fie foarte grupați. Și să fie în jur de 100. Și în afară de asta, hai să punem balistauri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balistauri. Cine câștigă dintre ăștia? Ia să vedem. Băi, băiete, ce-i rupe. Clar, cu chestiile astea îi face praf. Vă dați seama să merge și să tragă cu dita mai săgețile în voi? Totuși arată amuzant când vin săgețile. Uite cum îi zboară. N-au absolut nicio șansă. Sau poate au. Glumești cu mine? S-ar putea să reușească să-i omoare? Să știi că da. Ăsta deja e stricat, pentru că ăștia trag cu săgețile de la depărtare și strică balistaurile. What the fuck faceți, băieți?
Ăsta îl ține pe ăsta care e mort în fața lui. A câștigat cu balista. V-ați văzut ce făcea? Îl ținea pe ăla mort în brațe. What? Cea mai ciudată chestie pe care am văzut până acum. Hai să încercăm. Ce să mai încercăm? Un singur chariot. Un singur chariot împotriva la toți. Intră acolo și acolo rămâne, cred, a? Uite că a trecut prin ei. N-a murit încă. Dar nu cred că rezistă foarte mult. Na, se strică pentru că toți trag în el. Oricum, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și nu uitați în descriere să-mi lăsați tot felul de experimente pe care vreți să le facem în acest joc. Recent am pus acest joc în fiecare zi, dar nu cred că va fi în fiecare zi. Cred că va fi în funcție de program, pentru că, v-am zis, nu mai avem nivele noi aici. Așa că sandbox-ul e destul de limitat, dar dacă mai vreți să facem episoade, v-am zis, îmi lăsați în comentarii ce altfel de experimente vreți să facem și vom face. Și ne auzim data viitoare, pa, pa!